Următoare veți auzi o faptă de hoție a maicii Veronica. Dar eu zic, vai de mine, zic, ce e asta? Dar Clemen zice, părintele Ioan zice, mir! Și la mijloc era decupată o cruce și acolo se vedea vată, probabil că vată de la Ierusalim. Și părintele Ioan a început să tragă de vata aia prin cruce. Dar eu zic, dă-ți și mie o bucățică. Dar Clemen zice, îi lacrima sunt tale. Și când ați lacrima sunt tale, așa cum am șters Sfântul Mir și eu și părintele, a rămas dâra cum am șters, dar a rămas cum ar fi cristalizat, așa, dacă puneai mâna în țăpac. Ca un os care, știți, așa a rămas. Și a dus, după ce a aflat preasfințitul Teofil, s-a dus în genunchea, a salutat acolo. Dar să vedeți ce am făcut eu. A, toată lumea a trecut de după vecernie la masă. Eu mă duc la cea care, maica care era ciporul de secretară, dar e săraca, nu, în sfârșit, ce să mai vorbim. Zice, face părintele Clemen toate lucrările, dar sunt numit, zice, ce să fac? Zic, dă niște plicuri. Că zic că eu mă duc acum în drum și poate scriu pe la cineva. Dă niște plicuri. Îmi dă plicuri. Și ce credeți că fac? Îmi închipui. Dă-mi și cheia de la biserică, că mă duc să mă rog. Așa făcea și fi făcut și eu. Așa am făcut, părinte. Să vedeți. M-am dus în biserică, i-am lăsat să cineze. Zic, dă-le vinde, că să se vieie, să se simtă nu bine. Să se simtă bine. N-a știut nimeni până m-am întors la mănăstire. Și ce-am făcut, părinte? M-am încuiat în biserică. Am luat lanterna la mine, m-am încuiat în biserică. Și m-am dus în Sfântul Altar, am urcat pe un scaun, am iscuiat că era cheia, a uitat cheia în ușă acolo la Sfintele Moaște, de zăpășeam, de nu știu. Și am luat cuteia jos și am zis, Sfinților, să nu mă pedepsiți. Dar din râvnă să am și eu la Mănăstirea Maicii Domnului din voi. Lăsați-mă să tai cu Sfânta Copie. Știu că n-am dreptul să pui mâna pe ea decât numai preotul, dar eu acum n-am putut. Și eu Sfânta Copie. Copii de la Sfânta Proscomedie și m-am așezat jos în genunchi. Ce pus să tai la Sfinți? Stați să vedeți, am tăiat, am scos placa. Am pus placa aici și am zis, am pus pe plicuri. La lumânare, cu lanternă. Plicul, am pus numărul 1. Ce sfânt este? Îl desăneam, că nu știam să fac literele, literele grecești. Da. Le desenam pe litere, vă dați seama. Să le citească Părintele Ion mai târziu. Da. Tăiam din sfânt, puneam în plic. Dar cât era frate de mare ca să tai și să și rămâie? Părinte, eu le-aș fi la toate, părinte, eu aș fi furat cutia. Hai, dar nu puteam să fac asta. De ce? Ei, nu puteam să fac asta. Știți, părinte, cam brânză am tăiat în os. Vai, părinte. Așa au vrut sfinții de să vină, cam brânză am tăiat. Da. Și așa am făcut cu toți sfinții. Cu toți sfinții? Da. Câți erau? Vreo 5-6? Ce 5-6? Erau vreo 30. De câte timp ai tăiat acolo? Au mâncat și-au băut și-au vorbit și-au spus câte, că lupă de Clemen era, că dacă dădea ăla că de vin cum era el și cu pelagră, apoi începea să-l laude, că și-a făcut la Vladimir și cum eram în bordeu și cum nu știu ce. Și mă rog, să le uitam și eu eram fericit, văd. Da, da. Și eu am cuiat ușa,
După ce mi-am terminat, am lucrat așa, am zis, mare ca domnul păcătare de minune, a dus de Ștefan cel Mare, bine că m-a ajutat. Și bag toate plicurile în geantă și încui ușa la biserică și zic, maică, m-am închinat și eu. Ce spune eu așa de sătul de cât de la episcopii? Nu mănânc nimica. Nici nu puteam mânca de bucurie. Păi de mine și de mine. Deci vă dați seama ce a făcut această impostoare? În primul rând, a intrat în Sfântul Altar, fără aprobarea nimănui, fiind și femeie. În al doilea rând, a tăiat Sfintele Maște. Și în al treilea rând, a furat. Deci o hoață de nota 10. Oameni buni, cei care o considera sfântă pe această impostoare, cum puteți să credeți că acest personaj este sfântă? Unde găsiți în învățăturile Sfinților Părinți asemenea faptă? Unde? Ce ne învață Dumnezeu Iisus Hristos? Să nu furi, să nu poftești nimic din câte are aproapele tău. Oameni buni, nu o mai puneți pe această impostoare înaintea învățăturilor lui Hristos Dumnezeu nostru. Doamne, ferească Dumnezeu! Părintele Nil a fost mai întâi ofițer de geniu. Oh, părintele Nil Dorobanțu! Chiar îmi doream să aud de la Veronica părerile și discuțiile ei cu Nil Dorobanțu. A auzit de Vladimirești, a căutat să vie să cunoască intimitățile duhovnicește din mănăstirea noastră. Din primele zile știu că s-a simțit foarte bine. Deci s-a simțit bine și atunci ce a zis? Și mi-a spus, măicuță, deși eu am fost luată din primele clase ale liceului și dus la curtea regală. Am stat acolo cu regele Mihai, eu eram mult mai mare ca el, dar am stat pe lângă ceilalți băieți care erau în jurul regelui de învățat școală și am terminat liceul alături de regele Mihai. Pe urmă am dus și am făcut dreptul. După ce am făcut mi-am luat licența în drept, am intrat în armată, m-am făcut ofițer de geniu și, având un unchi general, am zis că să-l urmez, să rămân în armată. Dar acum anulez tot, mă duc și fac teologia și după aia intru și mă fac călugăr. Și după ce termina teologia, a venit la noi. Deci vreau să mă fac călugăr, dar sigur că nu pot să mă fac la mănăstirea de maici. Cum mă sfătuiți? Și atunci l-am îndreptat spre episcopia de care aparțineam noi, Gălațu, și am zis, cere încuvințarea preasfințitului, spune că ai două licențe. Sigur că preasfințitul o să bucure că în sânul monahismului vine un intelectual cu două licențe și nu numai că era, că sunt mulți care au și două licențe și doctorate, nu știu, dar el era un geniu, părinte, așa, să nu vă ofiți, dar cam că păcați fi de geniu. Eu ziceam balerina. Iertați-mă, vreau să vă întreb, în ce vreme era? Veniseră deja nenorociți în țară? Păi dacă era în 47. Deci era deja, da. Și el nu putea să fie arestat sau în pericol? N-avea de ce, păi dar n-avea de ce. Făcuse cu regele? N-avea de ce. Tot a fost luat de copil, era din școală. Înțeleg. Totuși erau vremurile tulburi. Da, erau, da. Dar nu ca acum. Nu ca acum, greșe, da. Și l-a făcut călugări la mănăstirea Cocoșor. Dar el era oarecum îndrăgostit de Vladimirești? Mult. Deci el auzise, da, citise. Da, deci era îndrăgostit de Vladimirești. Pentru că vedea că la noi se practica împărtășania de azi. Da, deci părintele Nil Dorobanțu era îndrăgostit de Vladimirești pentru că se practica împărtășania deasă. Unde am rămas oameni noi ieri cu povestirea? Mai ții minte? Zic, cum să nu? Ții minte că ați spus de un arhiereu care o să fie într-un azil, ca într-un azil, exil și că după 6 ani o să moară. Singurul care va fi demn din ortodoxia noastră, probabil din România noastră, nu părinte, și cam așa ceva. Dar, de fapt, și cam toți sunt pervertiți. Adică acum toți. Și da. Dar cine suntem noi să judecăm? Am luat noi acum, aia ca eu, de mine vorbesc, zice. Am luat eu acum locul lui Dumnezeu. Deci m-am făcut judecător. Uite, am început să spun că toți sunt pervertiți.
Da, dar așa scrie în carte și eu nu-s de vină, dacă așa scrie în carte, eu spui ce scrie în carte. Dar n-ai spus, dar cum se cheamă cartea? Cine adică? Deci părerea părintele Nil Dorobanțu, în timpul acela, în 47 sau cât era anul, era că toți ceilalți preoți, părinți, sunt pervertiți. Și după cum ați auzit, Nil Dorobanțu în timpul acela a spus că, uite, m-am făcut judecător în locul lui Dumnezeu. Foarte frumos. Hei, știi ce mai spunea în cartea aia? Ce spunea părinte? Că o să meargă, zis știința, numai știință nu va fi, o să meargă să cunoască luna, să meargă pe lună și o să ajungă. Cine? Omul? Cum? Prin inteligență. Păi erași puțin așa, da. Flegmatic puțin, da. Așa. Prin inteligență. Părinte. Deci în acea carte misterioasă, Nil Dorobanțu a văzut că oamenii vor ajunge pe lună. Păi hai să vă văd acum pe toți cei care îl considerați sfânt pe Nil Dorobanțu. Ce spuneți la faza asta? Deci toți cei care cred că Nil Dorobanțu este sfânt, toți aceștia nu cred că omul a ajuns pe lună. Na, ce o să mai spuneți acum? Că Nil este sfânt, dar în același timp este înșelat sau s-a înșelat? Păi ori e sfânt, ori s-a înșelat. Nu merg amândouă, frate, pare rău. Probabil Nil Dorobanțu, dacă mai trăia în zilele noastre, 100% era racola de cei de la NASA. Ei, și zice, după aia ce o să mai fie? Și după aia zice, o să facă niște bazaconi, niște bazaconi, care nu o să iasă decât asemănător potopul Noia. Și prin ce sens? Cum? Zice, potopul Noia, zice, a plouat 40 de zile și 40 de nopți. Și... Da, deci încă o profeție foarte interesantă a lui Nil Dorobanțu, și anume că va mai fi încă o dată potopul lui Noe. Când de fapt este scris clar negru pe alb în Sfânta Scriptură că nu va mai fi niciodată potop pe acest pământ. La decernie cine era în biserică? Părintele Nil. Bucuroasă eu când văd. După ce am terminat decernia, eu vin și-l aștept pe terasa stăriței. Văd că nu vine, zic că îmi este de vorbă cu părinții. Și intru în birou, mă așez pe scaun, hârtie pregătită, să văd ce mai îmi spune. Bate în ușă. Cioc, 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 cioc. Zic, poftiți. Nu m-am gândit că-i dânsul. Și se deschide ușa. Zic, ce bine îmi pare de el, Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Ce bine îmi pare, zic, nu v-am văzut vin din biserică. Ei, ce nu spuneți mie că sunt invizibil. Eu tot îl făceam glume cu dânsul. Acu aparezi, zic, acu dispareți. Aha, deci, de fapt, Nil Dorobanțu era omul invizibil. Și zice, uite, am venit să spun niște lucruri, dar te rog foarte mult să le păstrezi pentru frația ta. Scrii-le dacă vrei, dar n-ai să le uiți, n-ai să le uiți, îți spun eu că nu le uiți. Păi nu le uit, părinte, că sunt importante. Sora mea, s-a născut, deci, un amărât de copil. Dintr-o mamă e evreică și dintr-un preot creștin. Și acest copil va avea o inteligență diabolică. Zic, la noi în țară? Nu. Dar unde? Încolo, în Asia. Aici e clară treaba. Nil Dorobanțu cu Veronica vorbesc despre nașterea lui Antichrist. Și după cum am auzit, Nil Dorobanțu îi spunea maicii că s-a născut Antichristul. Și dacă ne gândim bine,
Această discuție între Veronica și Neil a avut loc la începutul anilor 50. Deci dacă facem un calcul, Antichristul ar avea în momentul acesta undeva la 70 de ani. Și aici iar revenim la cei care cred că Neil Dorobanțu este sfânt, pentru că majoritatea celor care cred că Neil Dorobanțu este sfânt au o teorie că Antichristul s-ar fi născut în anul 1999. Și uite așa ajungem iară la o mică controversă, pentru că ce ne facem acum? Neil Dorobanțu, în viziunea voastră, este sfânt. Dar uite că vine cu teoria asta că Antichristul s-ar fi născut încă din anii 50 și ar avea acum, să spunem, 70 de ani. Iar voi aveți o altă teorie, cum că Antichristul s-a născut în anul 1999. Deci, încă o dilemă pentru voi. Na, ce o să spuneți acum? Că Sfântul s-a înșelat, nu? Sau Sfântul era înșelat? Iar se bate ceva cap în cap. Referitor la teoria asta cu 1999, eu sincer nu știu când s-a născut, dacă s-a născut, dacă trăiește, dacă nu trăiește, habar n-am. Cu siguranță atunci când Antichristul se va întrona peste întreaga lume, îl vom vedea cu toții. Și vom ști cine este și cu ce se ocupă și că este Antichristul. Până atunci, eu sunt de părere că fiecare trebuie să lucrăm la mântuirea noastră. Am găsit ceva care mă doare sufletul. Și în special de țara noastră. Ce anume, părinte? Eu, după cum știi, ți-am citit vedenile. Da, cred că le-a citit. Parcă știu că nu mi-ați spus că le-ați citit, că asta v-aș convins ca să faceți călugări. Aha, deci Neil a citit vedenile Veronicăi și așa a devenit călugăr. E, zice, bine, atunci să te duci la masă. Da, așa, ca și când, da, da. Ca și când știa că n-am să mă duc. A. Zic, dai de colo, ba, o să mergem la masă. Da, da. Neapărat ții să merg la masă? Neapărat. Și uite, părinte, eu acum, sincer, sunteți un simplu preot. Că sunteți deștept, că sunteți cult, că sunteți, aia e altă treabă. Dar eu sunt stareța mănăstire și trebuie să mă ascultați. În numele Domnului nostru Iisus Hristos și a prea curate Maicii, care este stareța noastră și mama noastră, vă leg să mergeți cu mine la masă. Dar el râde cu un has, zice, mă bucur nespus de mult, fiindcă cu numele Domnului nostru Iisus Hristos mai legat și cu prea curate sale maici, acum zice, hai să-ți arăt cine-i Nil. Și părinte, așa face. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Tu care ai făcut cerul, apele, pământul, ce în ape, ce pe pământ, și începe să spună multe și multe, Tu care ne rabiți pe noi, care te jucnim, fă ca sora mea să vadă cine este Nil. Și în clipa asta, părinte, el rămâne un bărbat transparent, cam un metru și jumătate deasupra dușămelei, în aer, îmbrăcat într-o haină, un blus el așa, transparent. Da, și eu spun, părinte, părinte, mă înfloară și acum mă înfloară, părinte, părinte, cum ne-ai mințit atâția ani? El zice, nu puteam să stăm de vorbă decât numai dacă veneam îmbrăcat în haina lui Nil și în persoana lui Nil. Eu sunt Ioan Evanghelistul, tot ce... Doamne, ferească Dumnezeu! Auziți aici, Nil de fapt era Ioan Evanghelistul. Mamă, fratele meu, săraci oameni ăștia erau căzuți în înșelare totală. Doamne, ferește! Ți-am spus să v-am plini și mai mult încă să v-am plini. Fii binecuvântată în numele Cerului, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Și-a dispărut. Și-a dispărut. Na, a dispărut părintele. Deci vă dați seama, Neil Dorobanțu s-a rugat la
nu știu la cine s-a rugat el, că numai Dumnezeu nu era, ca să reușească și înșelată asta Veronica să vadă de fapt cine este el. Și de fapt cine era? Ioan Evanghelistul. Doamne, ferească Dumnezeu, de aici e vorba clar 100% de înșelare. Și pe lângă treaba asta, înșelata Veronica ce face acum? Confirmă faptul că există reîncarnare sau reîntrupare, da? Doamne, Maica Domnule! Uite așa, părinte! Uite așa, părinte! Și Nilu adevărat? A fost, dar nu el! Asta a trei zile! La unde era Nilu adevărat? N-a mai venit! Nu a fost zilele astea pe la noi! Da? În toate zilele alea, când v-a spus toate chestiile alea, nu era Nilu! Era la mănăstirea... cum îi spune, doamne, prin Vrancea, în județul Vrancea. Mănăstirea era un schit tare sărac, și episcopia s-a gândit că dacă îl trimite pe el acolo, o să ducă lume și o să ajute și o să facă schitul. Și a fost acolo și scopia. Acolo era ca stareț, Valerea, așa îi spunea. Deși spunea Valerea, fiindcă erau niște mulți, drept, așa? Nil era acolo, deci... Nil era la Valea Rea, la schimbul Valea Rea. Nu avea nicio legătură cu vedenia asta. Asta a fost vedenie, părinte, și am crezut e părintele Nil. Și el s-a prezentat ca părintele Nil. Și a spus că e Ion Evanghelist. Și la urmă s-a transformat în ceea și ce... Și cum era? Era tânăr, bătrân, ca figură când era? Deci stați așa puțin că aici nu mai înțeleg nimic. De fapt, nu era Nil Dorobanțu. Nil Dorobanțu era în alt loc, la altă mănăstire, dar probabil un demon i-a luat înfățișarea lui Nil Dorobanțu, a venit la Maica Veronica, au vorbit un timp cât au vorbit, iar după ce Veronica l-a invitat la masă, duhul acela necurat a luat alt chip, și anume chipul Sfântului Ioan Evanghelist, după care a dispărut. Nu mai înțelegi nimic, nebunie pe felie. Când a venit în vedenie, când s-a transformat, era îmbrăcat, cum am spus, într-un bluziel foarte transparent, dar era, așa să zic, cam la 35 de ani. Extraordinar. În vârsta asta părea, așa mi s-a părut. Da, adevărat, Unil era mai bătrân. Seama mea, nu, era mai mare, e mai mare ca mine cu 5 ani, a murit săracul după cutremurul mare. De când? De 7-7? 7-7 toamna a murit. Da. Și deci s-a arătat ca Ioan Evanghelist. Da, părinte, a venit Ioan Evanghelistul în persoana lui Nil. Credeți că Ioan Evanghelistul a venit din cer? Deci vă dați seama ce nebunie. Sfântul Ioan Evanghelistul a venit pe pământ, i-a luat chipul lui Nil Dorobanțu. Doamne, nu, eu nu mai înțeleg nimic. A venit Ioan Evanghelistul în persoana lui Nil. Credeți că Ioan Evanghelistul a venit din cer sau Ioan Evanghelistul mai trăiește și azi pe pământ? Eu cred că e pe pământ. Aoleu, deci Sfântul Ioan Evanghelistul e încă pe pământ. Cum credeți? De ce credeți asta? Știți de ce cred? Pentru că el n-a murit. Cum știți că n-a murit? N-a murit! Când s-a lăsat cu capul pe peptul Domnului, oarecum Sfinții Apostoli au fost puțin așa... Da, știu episodul din Evanghelie, că am zis, dacă da, acesta va rămâne până la venirea mea, ce vă este vouă? Vă urmați în mine. Dar și cum? Eu m-am lept de lucrul ăsta. Dar cine v-a spus asta? Au gândit dumneavoastră așa? Eu o gândesc. Că... Deci după mintea ei, da? După mintea ei, Sfântul Ioan Evanghelistul e încă pe pământ de atunci, de la răstignirea Mântuitorului. A fost că Ioan n-a murit. Că n-a murit. Păi și cum trăiește de 2000 de ani pe pământ? Trăiești? Și ia diferite forme. Și a diferite forme, așa crede eu. Așa crede ea, că Sfântul Ioan Evanghelistul... Încă trăiește și ia diferite forme, așa, n-are ce face și s-a gândit să ia chipul și înfățișarea lui Nil Dorobanțu. Așa cred eu, părinte. Și Sfântul Ilie la fel, cred. Sfântul Ilie este în cer. Oare? Că s-a suit cu trup. Aoleu, ce că oare? Păi asta e scris și în Sfânta Scriptură, că Sfântul Ilie s-a ridicat la cer cu trupul. Și dita mai, așa zisă Sfântă Veronica... Ea nu știe, frate, că Sfântul Ilie s-a ridicat la cer cu trupul. Hai să mă ierte Dumnezeu acum. Deci, Veronico, ai dat-o în fericire. Pur și simplu, habar n-avea de Sfânta Scriptură. Asta dovedește. Mergem mai departe. Dar spune...
spune-mi, așa măcar din intuiții, ce gândești de biserica greco-catolică? La care i-am răspuns, preasfințite stăpâne, dar eu nu văd o biserică greco-catolică și alta romano-catolică și alta ortodoxă. Cum vezi, mă spune? Da, aici e vorba de ecumenism total, da? Nu contează. Eu nu pot să mă refer la ortodoxi, la catolici sau la greco-catolici. Că ăia sunt mai buni sau ăia sunt mai nu știu cum. Eu văd una prin faptul că Dumnezeu este unul. Dacă oamenii s-au certat între ei, dacă s-au făcut diverse, să zicem așa, teologii sau denumiri, s-au dat diverse denumiri, pe mine nu mă încurcă asta. Eu văd una, pentru că Dumnezeu una este. Și eu cred orbește că într-o zi una va fi aceste trei biserici care... Ecumenism 100%, da? Deci să-mi spun acum, că tot spun mereu, să-mi spună, cei care o consideră pe această rătăcită sfântă, unde ați mai văzut voi, în învățăturile Sfinților Părinți, în învățătura noastră ortodoxă, ca un sfânt sau o sfântă, care să spună că nu contează, toate bisericile sunt bune pentru că avem același Dumnezeu. Ecumenism 100%, da? Probabil dacă această rătăcită Veronica trăia acum când a venit papa, ea era prima care îl întâmpina cu pâine și sare. În sfârșit, eu le văd trei, numai trei, poate mai sunt, cum sunt protestanții, calvinii, știu cine, dar... Toți sunt buni, păi da, toată lumea, deci New Age. Asta este gândirea Antichristului, pentru că el când va veni pe pământ și va împărăți, va crea o singură religie mondială. Și uite că Maica Veronica, fiind în contact cu diavolul, știa ea ce știa. Pe mine nu mă interesează decât acolo unde se pomenește numele prea curate. Oar știu, din cât am aflat de la Părintele Ioan... Și Sfânta Părtășanie. Sfânta Părtășanie. Și de cât am aflat de la Părintele Ioan că la catolici i s-a făcut prea curate dogmă. Așa de mult o iubește. Protestanții nu cunosc. Nu cunosc. O respectă, dar nu iubesc cum o iubesc catolicii. Da. Așa. Da, nu mai pot protestanții de respectul Maicii Domnului. Atât de mult o respect încât pe unde o prind o hulesc. Mergem mai departe. 5 octombrie 1987. Măicuță, atunci spuneți tot ceea ce credeți că este bine de spus așa despre Petrache Lupu. Da. Hopa, Petrache Lupu de la Maglavit. Ia să vedem că sunt curios ce spune. O să încep? Da. Pentru că la noi în sat, și chiar în satele vecine, lumea era foarte nedumerită. Unii spuneau că poate sunt bolnavă, alții spuneau că sunt învățată de preoți. Mă rog, nici eu nu știam ce să cred în mine. Mergând la adunările oase Domnului, acolo am întâlnit pe un colo. Da, uite, sfânta voastră, a celor care o credeți sfântă, frecventa și oastea Domnului. Bă, băiat, nu o contează, nu? Păi dacă a spus ea că toate bisericile sunt în regulă, pentru că toate au același Dumnezeu, păi nu e de mirare. Colonel care ținea predică în biserică și mi-am zis, acesta e omul care ar putea să mă ducă la Petrache Lupu, că auzisem de el, că e mare... Profet, a văzut pe Dumnezeu îmbrăcat în... El spune că era îmbrăcat în cojoc. Petrache Lupu, profet. Așa ceva n-am mai auzit. Deci e prima oară când aud că Petrache Lupu era profet. Pentru că el așa și-a închipuit fiind cioban, viața lui de cioban și-a închipuit că haina care era, dar eu sunt sigur că haina care a văzut el era de mătasă, de ceva divin.
În fine, și numai el poate să-mi spună ce cu mine. Nu mai știam să mai cred în mine, nu mai știam să mai cred, nu mai știam. Deși multe lucruri mi s-au întâmplat, dar totuși le refuzam să le spun și multă vreme eu n-am spus nimic la nimeni, multă vreme. Deci aici este foarte sinceră Maica Veronica, pentru că eu chiar o înțeleg. De atâta vedenii și înșelări, ea nu mai știa ce să creadă. Și avea nevoie de cineva, dar pur și simplu putea să caute un duhovnic și poate o salva Dumnezeu. Când s-a hotărât colonelul să meargă cu mine și încă cu 3 persoane, am plecat, am făcut o noapte pe drum, am ajuns în Naglavit, aproape de poarta de casa lui, el ne aștepta la poartă. Și ne-a invitat în cameră, în sfârșit, după ce a spus fiecăruia câte ceva, care toate s-au împlinit, s-a uitat la mine și pune mâinile așa la obraș, și amândoi, și zice, fato, fato, prin câte ai să mai treci? Zice, ce-o fie vreau să spui cu asta? Zice, ai să fii o păstoriță mare, ai să ai o turmă mare, 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 mare de oi. Ai să mergi pe un drum lung și ai să te urci pe un deal înalt. Și când te-ai vedea tu mai sus de tot, ai să te îmbolnăvești. Ai să zaci câțiva ani și după aceea ai să te scoli și ai să pleci. Ei, Veto, adu-l oamenește ceva de mâncare. Bine ar fi să faci o găină, dar mai bine hai să mergem la mănăstire, la stână. Și plecăm la stână, unde a avut el prima descoperire. Mie mi se pare că Petrache Lupu, prin ce spune Veronica, acum nu știu dacă acest Petrache chiar i-o fi spus lucrurile acestea, dar după cum spune înșelata Veronica, reiese că Petrache se ocupa cu ghicitul mai mult. El vine la mine și mă ia de mână și spune, vină coace cu mine. Pe unde mă fi ducând? Mă duce lângă un pat pe care stătea o fată, spunea că are 24 de ani, de o frumusețe rară. Spunea că este din Iugoslavia. Că de la vârsta de 4 ani o logit, mă rog, destul că era, nu se putea mișca. Dar de dezvoltat, era dezvoltată. Și îmi spune mie, ce zici, fată? Facem noi fata asta bine? Eu îi spun, eu nu am darul. Ci că facem noi pe fata asta bine? Pe doar Dumnezeu face bine, pe cine vrea El. Și omul dacă face ceva, face cu ajutorul lui Dumnezeu, face cu puterea Domnului, atâta tot. Niciun sfânt nu se lăuda că face el însuși bine pe cineva. Vindecărilor. Nu știu, eu n-am făcut nicio minune de care îmi propuneți. Zice, la tine o să vindece sufletele. Ar să spunea mereu Petrache. A, Petrache, nu pot să asta. La tine o să vindece sufletele oamenilor, aici să vindecă trupul. Ce o fi vrut să spui cu asta? Am zis eu. Dar Părinte Clement îmi spune, dacă asta e sfânt, eu sunt papă. În sfârșit. Și pe urmă ce v-a spus de hainele bisericești, de hainele care le aveați cu dumneavoastră de maică? Eu aveam o rochiță neagră, că ziceam că vreau să mă duc, că să-mi fac noviciatul la o mănăstire, să stau la o mănăstire. Nu știam încă că am să fac mănăstirea. Și el îmi spune, după ce am ieșit de la preot, am uitat să mă spun, am intrat în biserică și a făcut semn să aducă patul cu fata în biserică. Se așează în fața Sfântului Altar și cu cuvinte foarte, foarte simple, începe și spune, Tată, fiți milă de fata asta, nu te uita la păcatele părinților ei, scoală după pat, dă-i tată sănătate, fă-o bine, tată, te rog, dar cuvinte simple, așa de zi,
Dar lumea toată plângea în hocotel. Eu plângeam. Deci faza asta cu tată, 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 am tot auzit-o pe la o sectă, nu mai știu cum se numea secta respectivă, dar sigur știți și dumneavoastră cum se pronunța mereu cuvântul tată. Ajută-mă, tată, hai, tată, fă, tată. Mi se pare mai mult că sună la secretar aici. Și să se ridică din genunchi, mai ia de mână și vină încoace. Petrache. Da. Și mai lângă pat. Dar patul înainte, cât cine vi l-a arătase? Tot Petrache tot sau, sau tot Petrache. Duhovnicul? Nu. Duhovnicul atâta v-a spus, că ăsta nu e... Ce ai venit aici? Pentru ce ai venit dar aici? Dar nu credeam Petrache? Nu credeam. Și atunci de ce stătea acolo? De bani. Pe banii scântăreau acolo. Și vin ăia, că a văzut că Petrache vorbea și se uita spre ei și îi spune: Sfinte Petrache, de la Moise până la tine nimeni n-a mai fost sfânt. Tu ești al doilea după Moise. Doamne ferească Dumnezeu! Deci n-a mai fost nimeni sfânt de la Moise până la Petrache Lupu. Cel mai mare sfânt, Doamne, Maica Domnului. În primul rând nu e proclamat de nimeni sfânt acest Petrache Lupu și în al doilea rând să vorbești asemenea prostie. Da, pe mine m-a apucat o furie, era și colonelul de față, erau toți, și părintele și maica, și doamna Cazacu. Și m-a apucat o furie de la Dumnezeu pe semne și îi spun: să nu crezi, să nu crezi că ești al doilea sfânt după prorocul Moise. Sunt atâția sfinți de la Moise până azi și care nu știm noi. Să nu crezi! Ce credeți că l-am supărat? Na, că s-a certat Veronica cu Petrache. Pe Petrache a zis: dar de ce ești contra lor? Păi zic, da-ți place cum faci? Nu mi-a spus că, uite, că totdeauna e așa? Da, și ca să vezi că eu nu pui mâna pe bani. Ții ți-a spus, nu, tu ai să faci o mănăstire. Dar mimoșul nu mi-a spus să fac mănăstire. Și eu nu pui mâna pe bani. Dar zic, ce vrea să spui asta cu mănăstirea? În fine. Bineînțeles, pentru mine el a rămas un mare profet. Un mare profet. Dar el se supărase atunci pentru că nu le dă dreptate. Că de ce eu sunt contra lor și nu spun că el e de la Moise, el e de la Moise până la el n-a mai fost niciun sfânt. Și atunci eu am început să-l număr. Ar fi vrut? Doamne ferească Dumnezeu! Bă, frate, așa ceva eu n-am mai pomenit până acum. Petrache Lupu a fost un mare profet. Sincer, nu este menționat pe nicăieri și nu este scris pe nicăieri că ar fi fost un mare profet. Și... Dar n-are cum, pentru că profeții au existat în Vechiul Testament. Iar de la înălțarea la cer a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, au existat în primul rând Sfinții Apostoli și după un timp au început să apară Sfinții noștri părinți, sau denumirea de Sfinți, mai exact. Și ce am auzit mai devreme că acest Petrache Lupu era foarte supărat pe Veronica, că înșelata Veronica nu îi credeau pe oamenii de acolo când îl proclamau pe el mare profet. Aici e vorba clar de mândrie, da? Să te crezi tu mare profet, să te superi că cineva spune, bă, nu ești profet. Deci până și Veronica, înșelata Veronica, i-a spus lui Petrache Lupu, bă, tu nu ești profet. Și s-a supărat. Aici e vorba de mândrie 100%. Și vă dați seama, s-au întâlnit doi înșelați până la urmă. Doamne ferește! E cam plăcea. Ei, ce vrei, omul-i om. Tot omul-i om. Și el e nevinovat. Omul-i om, dar se declarau sfinți unul pe altul. Vinovat? Da. Eu credea tot ce spunea. Credea că aia sunt alți Dumnezei, știți? Aha. E om nevinovat. Om, da, da. Ce să mai vorbim? Dar nu s-a îmbogățit săracul deloc. Nu. Auzi și pe... Se redencă Popian ăsta. Ce grijă are el că nu s-a îmbogățit pe Petrache Lupu. Da. El zice să se adune toată lumea, avea un fel de părpeleac așa. Da. Unde se ridica el și ținea predică. Și s-a urcat acolo să ții predică. Era în multă, momentul era când multă a deschis gura, da. Mii de oameni. Deci erați și dumneavoastră acolo cu mii da, de oameni. Da, dar eu stăteam lângă el, că el tot timpul mă ținea aproape. Aha.
Sunt țaier ceva, probabil că trebuia să-mi dea mie încredere în lucrarea lui Dumnezeu, în chemarea mea, știu, nu știu, dar mă ținea foarte aproape. Nu, se pierduse de mine și domnul colonel și Marta și tot se pierduse de mine. Dar știa că sunt în preajma lui și nu aveau teamă. Ei, și stăteam și mă uitam la el ca la o icoană, vă dați seama. Și deodată văd în jurul lui pornește de la picioare și în jurul lui o lumină, cred că avea mai mult de jumătate de metru, lățime. Era tot încărcat în lumină. Dar era ca un cerc, așa, care ca un cerc care înconjura și spre picioare se îngusta. Aha, deci era un cerc. Uite așa, pornea de jos în gust. Ca un oval. În gust, se lățea în sus pe cap. Ca o aureolă până la picioare. Dar aureola asta îl atingea sau era... Eu îl vedeam în lumină, asta. Cum l-atingea? Îl vedeam în lumină. Nu, eu gândeam că este un simplu cerc de lumină în jur, nu, care nu l-atingea. Nu. Părea așa cum ar fi... Că ieșea lumina din el. Ca și când iese din el. Nu știu, nu vă spun, nu știu. Înțeleg. Nu, așa, domnule, ca și când omul ăsta a emanat din el lumină. Da. Dar pornea, cum spun, de jur la picioare în gust și se lăța în sus spre cap. Și chiar și capul era așa în lumină. Tot în lumină. Știți ce mai observ eu în toate interviurile astea? Că acest Seredenco Popian pur și simplu parcă a fost martor la toate evenimentele acestea. Dacă ați observat unde Veronica nu-și mai aduce aminte, hop, intervine acest Seredenco Popian cu diferite completări. Și culmea, toate completările lui sunt foarte bune și se potrivesc perfect. Și lumea vedea asta? Ce, și eu am întrebat cineva, dar eu mai eram om? Dar eu simțeam că mai am corp? Nu! Și ziceam, dă-mi Doamne și mie de lumina lui, dă-mi Doamne și lui de lumina lui. Mă rugam pentru mine. Nici nu știam cine e în jurul meu. Aici iarăși încalcă porunca să nu poftești nimic din cele ce sunt ale aproape lui tău. Modesta lui Scară a început să se intre în el, nici nu știu cum a dispărut lumina. Deci vă dați seama ce invidie avea această Veronica pe Petrache Lupu? Și știți de ce? Pentru că ea a observat acolo că preotul care era cu Petrache Lupu făcea o grămadă de bani. Și ar fi dorit și ea să aibă un Petrache Lupu la mănăstire la ei acolo. Tocmai pe motivul ăsta că ar face foarte mulți bani. Și vă dați seama ce râvnă avea și ea. Doamne, vreau să am și eu puțin din ce are Petrache Lupu.